cărora s-au iertat fără de legile și cărora s-au acoperit păcatele. Înțelepciune din epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, priviți chemarea voastră, că nu mulți sunt înțelepți după trup, nu mulți sunt puternici, nu mulți sunt de bun neam, ci Dumnezeu și-a ales pe cele nebune ale lumii ca să rușineze pe cei înțelepți. Dumnezeu și-a ales pe cele slabe ale lumii ca să le rușineze pe cele tari. Dumnezeu și-a ales pe cele de neam de jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, ca niciun trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Din El, dar, sunteți voi în Hristos Iisus, care pentru noi s-a făcut înțelepciune de la Dumnezeu și dreptate și sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cel ce se laudă, în Domnul să se laude. Și eu, fraților, când am venit la voi și v-am vestit taina lui Dumnezeu, n-am venit ca iscusit cuvântător sau ca înțelept, căci am judecat să nu știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe acesta răstignit. Și eu într-o slăbiciune și cu frică și cu cutremur mare am fost la voi, iar cuvântul meu și propovăduirea mea nu stăteau în cuvinte de înduplecare ale înțelepciunii omenești, ci în adeverirea Spiritului și a puterii, pentru ca credința voastră să nu fie în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu. Și Spiritului tău, într-o mulți ani, prea fericite, Părinte, fericit e cel pe care l-ai ales și l-ai primit, Doamne. Binecuvintează, preasfințite Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. La citirea Sfintei Evanghelii de la Matei. Mărire-ți-e, Doamne! Mărire-ți-e! Să luăm aminte. În vremea aceea, când a ieșit Iisus din Ierihon, mulțime mare venea după dânsul. Și iată doi orbi care ședeau lângă drum, auzind că trece Iisus, au strigat grăind: Miluiește-ne pe noi, Doamne, Fiule a lui David! Dar mulțimea îi certa ca să tacă,
Ei însă și mai tare strigau zicând, miluiește-ne pe noi, Doamne, Fiule al lui David. Atunci, apropiindu-se Iisus, i-a chemat și le-a zis, ce voiți să vă fac? Iar ei au zis, Doamne, să ni se deschidă ochii noștri. Iar Iisus, fiind cuprins de milă, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după dânsul. Sua Eccellenza Monsignor Fratilla, eccellentissimi vescovi, eccellentissimo rappresentante pontificio presso la Romania, Monsignor Francisco Javier Lozano, eccellentissimo vescovo delegato di sua beatitudine, il Patriarca Daniel, per noi tutti i gesti che voi fate per noi, anche i più piccoli, sono tutti molto apprezzati, ma questo è un grande gesto che lei sia qui con noi oggi. Distinte autorità, segretario per i culti, eccellentissimo ambasciatore della Romania presso la Santa Sede, cari sacerdoti e religiosi, sorelle e fratelli nel Signore. Colui che elargisce a noi la grande misericordia, annunciato dal precursore Giovanni il Battista, del quale abbiamo celebrato ieri il martirio, il Cristo, figlio di Davide, potenza e sapienza di Dio, ancora in questa divina liturgia si offre al Padre, e defondendo lo Spirito Santificatore, ci dona la salvezza e ci invia come Suoi Apostoli e Testimoni nel mondo. La gioiosa celebrazione odierna segna l'avvio della nuova eparchia e l'inizio del ministero del suo primo Vescovo, che fra poco verrà insediato. Per analogia possiamo dire che i riti che oggi compiamo sono quasi il battesimo di questa Chiesa particolare, stretta in un mirabile vincolo di comunione con le altre eparchie della Chiesa Arcivescovile di Fagaras e Alba Giulia e attraverso il suo capo e padre, sua beatitudine il Cardinale Lucien, con la Chiesa Cattolica e il Santo Padre Francesco. Preaferiția voastră, preasinția voastră, Episcop Mihai, preasfințiile voastre, distinse autorități, excelența voastră, domnule ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun, preacucernici părinți, cuvioase surori, iubiți frați și surori în Domnul, cel care revarsă asupra noastră multă îndurare, vestit de înainte mergătorul Ioan Botezătorul, al cărui martiriu l-am celebrat ieri,
Hristos, Fiul lui David, puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, în această dumnezeiască liturghie se oferă Tatălui și, revărsând Spiritul Sfințitor, ne oferă mântuirea, trimițându-ne ca apostoli și mărturisitori ai Săi în lume. Fericita celebrare de astăzi marchează începutul noii eparhii și începutul slujirii primului său episcop, care urmează să fie înscăunat. Prin analogie, putem spune că rânduiala pe care astăzi o împlinim este precum botezul acestei biserici particulare, într-o strânsă și minunată legătură de comuniune cu celelalte eparhii ale Bisericii Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș și prin întâi stătătorul și părintele său, prea fericea sa cardinal Lucian, cu întreaga Biserică Catolică și Sfântul Părinte Francisc. Precum la celebrarea botezului este nevoie ca persoana să fie de față, așa sunteți și voi astăzi aici, toți împreună cu episcopul vostru. Sigur, cineva ar putea să spună, nu începem să existăm de astăzi. Trăiam și înainte aici, celebram aici Sfintele Taine. Însă de astăzi, într-un mod stabil și deplin, primiți darul de a manifesta taina lui Hristos și a Bisericii. Preasfințitul Mihai este chemat să fie păstorul și învățătorul vostru. El este capul, dar în felul lui Hristos, cel care a venit nu pentru a fi slujit, ci pentru a sluji și pentru a-și da viața pentru răscumpărarea tuturor. El este capul, dar sunt și membrele lui Hristos, care sunteți voi, sfinți și fără prihană, nu pentru meritul vostru, ci prin răscumpărarea sângelui prețios al lui Hristos vărsat pe cruce. Precum afirmă Sfântul Pavel în epistolă, credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Cu smerenie și încredințându-ne voinței lui Dumnezeu, ne aflăm astăzi aici pentru a conștientiza ce înseamnă să fim o biserică, inaugurând noua eparhie. Nu avem nicio mândrie și niciun orgoliu omenesc. Nu suntem împotriva cuiva, ci dorim să răsune bucuria pe care o avem de a fi primit Evanghelia lui Hristos. Și pentru că avem șansa de a vesti prin cuvântul și exemplul vieții noastre. Suntem martori ai acestui angajament ceilalți episcopi care reprezintă bisericile orientale catolice din Ungaria, Grecia, Ucraina și mulți alți prelați latini din România și alte țări. Evanghelia ne invită însă să recunoaștem și să mărturisim orbirea noastră. Nu vedem, Doamne! Nu vedem deoarece de multe ori ne-am lăsat amăgiți de idol falș. Bunăstarea, progresul ca un scop în sine, plăcerea. Nu te căutăm pe tine, Doamne, pe căile lumii. Nu te recunoaștem ca fiind prezent în cei miți și săraci. Dar tu și acum pășești printre noi. Am auzit de prezența ta, de cuvântul tău, de minunile tale. Mărturisite de martirii bisericii noastre greco-catolice din România și de frați din unele biserici de astăzi puse la încercare în Siria, Irak și Ucraina. Ție prezent aici, de față și pelerin în istoria omenirii, Doamne, noi orbi precum cei din Ierihon, încă strigăm. Doamne, Fiul lui David, fie-ți milă de noi! Nici o mulțime, nici un atașament uman nu va face ca strigătul nostru să se stingă. Ca oameni răscumpărați, dorim să ne adăpăm din apele mântuirii și să le oferim tuturor celor cărora le este sete de Dumnezeu, pe Dumnezeul cel viu. Biserica în care ne-am adunat astăzi a fost numită de către unii ca fiind cea mai mică catedrală din lume și devine de acum biserica mamă a acestei eparhii. Mă voi referi acum la ea cu imaginile Evangheliei, a grăuntelui de muștar și a perlei. Măreția și frumusețea acestei biserici și poate că în viitor a uneia și mai mari care va putea fi zidită, este reprezentată mai ales de pietrele vii care sunteți voi. Iisus ne spune că grăuntele de muștar este cel mai mic dintre toate celelalte semințe, dar atunci când este semănat,
planta devine un copac care crește și în care păsările își fac cuib. Pentru fiecare dintre noi, aceasta este o chemare la umilință. Deoarece, conștienți fiind de limitele noastre, ne încredințăm Domnului, care dă grăuntelui puterea să încolțească și să dea roade și disponibilitatea de a deveni o casă primitoare pentru toată lumea. Doresc ca poporului Dumnezeu, din eparhia Sfântul Vasile cel Mare, să fie capabil de relații autentice în propria familie, la locul de muncă, în contextul vieții sociale și civile. Precum adesea ne amintește Papa Francisc, ospitalitatea și acțiunile noastre pastorale trebuie să fie adresate îndeoseb celor săraci. Să nu uităm pilda cetății dragostei pe care ocrotitorul vostru, Sfântul Vasile, a construit-o la porțile Cezareii ca un loc de milă și ajutorare. În aparenta puțină însemnătate a unei scoici, se află frumusețea pură a unei perle de o mare valoare. Chemarea pe care ți-o adresez, mică biserică greco-catolică din București, este de a face să strălucească harurile pe care Dumnezeu ți le-a încredințat. Am menționat mai devreme exemplul martirilor, mai ales al episcopilor care sunt pe calea beatificării, a cărui mărturie a fost reamintită recent la Roma într-o conferință în Biserica Sfântului Bartolomeu de pe insula Tiberina. În mod special, să depuneți întotdeauna eforturi pentru a face mereu luminoasă mărturia comuniunii ecleziale. Mai întâi de toate cu frații și surorile noastre de tradiție latină, ocazie cu care salut pe înalt preasfinția sa, arhiepiscopul Ioan Robu, dar de asemenea cu Biserica Ortodoxă din România, cu Patriarhul Daniel, pe care îl voi întâlni în această după-amiază. Să ne străduim împreună, să înfăptuim dreptatea și adevărul, să facem în fiecare zi gesturi de împăcare, repetând des cuvintele Patriarhului Iosif vândut ca rob în Egipt, dar care a ajuns să le spună celor care l-au îndepărtat, îi caut pe frații mei. Sono forse troppo alte queste richieste? Forse suscitano in noi qualche umana comprensibile resistenza? Non scoraggiamoci e non fermiamo la corsa che ha come meta Cristo stesso e la comunione dei santi. Se siamo consapevoli di vivere il battesimo dell'eparchia di San Basilio Magno, è proprio lui a ricordarci che il battezzato diventi colui del quale è stato generato. E ancora, quanti hanno conseguito la grazia del battesimo hanno effettivamente ricevuto il potere e la forza di ricevere e di piacere a Dio. Di cuore ci stringiamo al Santo Padre Francesco, che ho incontrato giovedì mattina e che mi ha chiesto di recare a tutti voi il suo saluto, incoraggiamento ed impartendovi la benedizione apostolica. A Maria Santissima, stella della nuova evangelizzazione, donna piena di grazia, esultanza di tutto il creato, affidiamo la persona del Papa, affidiamo la Chiesa universale e in particolare oggi affidiamo a lei la Chiesa greco-cattolica rumena con la sua grande storia di fede confessata sino al martirio. Amen. Sunt oare prea mari aceste cereri? Oare trezesc în noi vreo rezistență umană? Să nu ne descurajăm și să nu ne oprim din cursa care îl are drept scop pe Hristos însuși și comuniunea Sfinților. Dacă suntem conștienți că trăim astăzi botezul eparhiei Sfântului Vasile cel Mare, chiar El ne amintește că cel botezat devine precum cel dintr-o care s-a născut. Și tot El ne mai spune, cei care au primit harul botezului au primit de fapt puterea și tăria de a-i plăcea lui Dumnezeu. Din toată inima ne unim Sfântului Părinte Papa Francisc, pe care l-am întâlnit joi dimineață și care mi-a cerut să vă aduc salutul și încurajarea sa și să vă ofer binecuvântarea sa apostolică. Preasfintei Fecioare Maria,
steaua noii evanghelizări, cea plină de har, bucuria întregii creații, îl încredințăm pe Sfântul Părinte, Biserica Universală și în special astăzi Biserica Greco-Catolică Română, cu bogata sa istorie de credință mărturisită până la martiriu. Amin. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, îndură peste noi! Doamne, tot stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, rugămâne ție, auzi-ne și te îndură spre noi! Doamne, îndură peste noi! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, îndură peste noi! Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru eminența sa Cardinal Leonardo, pentru prea fericit Părintele nostru Arhiepiscop Cardinal Lucian, pentru toți înalt preasfințiți episcopii noștri, pentru preasfințiți episcopii noștri și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, îndură despre noi! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate a servilor lui Dumnezeu, fraților Sfintei Bisericii acesteia. Doamne, îndură despre noi! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfintei Biserici acesteia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții și frații noștri drept credincioși, care întru cucernicii odihnesc aici și pretutindenea. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și prea cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce este de față și așteaptă de la tine mare și multă milă. Doamne, îndură despre noi! Ca milostiv și iubitor de oamenii Dumnezeu ești și ție mărirea înălțam Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit acum și pururea și în vecii vecilor. Iarăși, iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură peste noi! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău. Doamne, îndură peste noi! Înțelepciune! Fiind Părinților, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.
pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe Sfântul Părinte Papa Francisc, pe Eminența sa Cardinal Leonardo, Domnul Dumnezeu să-i pomenească într-un împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Prea fericit părintele nostru, arhiepiscop, cardinal Lucian, pe înalt preasfinția sa, arhiepiscop Francisco Xavier, pe înalt preasfințiți episcopii noștri, pe preasfințiți episcopii noștri, tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe arhieria voastră, pe arhieria voastră, Domnul Dumnezeu să pomenească într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe cei ce sunt într-o autoritate și oastea țării, pe ctitorii și binefăcătorii catedralei acesteia, pe cei încredințați rugăciunilor noastre, vi s-au adormit fiecare după numele său, casa și cererile sale, pe cei bolnavi, osteniți și împovărați, și pe voi, pe toți, cu toți cei pe care îi purtați în inimi, vi s-au adormit, cu tot neamul creștinesc, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Rugăciunile noastre Domnului. Doamne, îndură-te-se noi! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te-se noi! Pentru sfântă casa aceasta și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi! Pentru ca să ne mântuim noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule cu darul Tău. Doamne, spre noi! Ziua toată desăvârșită, sfântă, cu pace și fără de păcate, Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
rugăm. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârși, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără de patimă neînfruntat cu pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenind-o pe noi și unul pe altul, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o tă. Împreună bine ești cuvântat cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace a tutti. Să ne iubim unui pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul mijlocul nostru. Ușile, ușile, într-o înțelepciune să luăm aminte. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl atotținătorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șede de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a căreia împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Spiritul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez în iertarea păcatelor,
aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în patria o aduce. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Spirit să fie cu voi, cu toți. Biruințe cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Sabaoth. Care pentru voi se frânge,
spre iertarea păcatelor. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se va arsă spre iertarea păcatelor. Aducem de toate și pentru toate. Preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria.
Întâi pomenește, Doamne, pe Sfântul Părinte, Papa Francis, pe Eminența sa, Cardinalul Leonardo, pe înal preasfințiții arhiepiscopi și preasfințiți episcopii noștri, pe care îi dăruiește Sfintelor tale biserici în pace întregi, cinstiți, sănătoși, într-o zile îndelungate, drept învățind cuvântul adevărului tău. Întâi pomenește, Doamne, pe preafericit părintele nostru, arhiepiscop, cardinal Lucian, pe care îl dăruiește bisericilor tale în pace, într-o întreg cinstit, sănătos, într-o zile îndelungate, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și pe toți și pe toate. Și pe toți și pe toate. E concedici di lodare e di glorificare con una sola voce e con un sol cuore l'onorabilissimo e magnifico tuo nome, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Să fie mila Marelui Dumnezeu și Mântuitor al nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu pe toți sfinții, pomenindu-i iarăși și iară în pace Domnului, să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit în Sfântul și Cel mai presus de ceruri și înțelegătorul său altar, într-un miros de bună mireasmă spirituală, să ne trimită nouă dumnezeiasca milă și darul Sfântului Spirit, să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi! Pentru ca să ne mântuim noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu darul tău. Doamne, îndură-te spre noi! Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Spirit cerând pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Δόσιμην εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. A te chema pe tine, Dumnezeule Ceresc Tată, și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Într-o mulță să capetele voastre Domnului să le plecați! Și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unui născut Fiului Tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Acum sunt împărtășanie a arhiereilor, apoi a clericilor și după aceea și pentru popor, amintind că se împărtășește doar cel care este spovedit. Deci e împăcat sufletește cu Dumnezeu prin taina spovezii, cu Dumnezeu și cu aproapele. Nu este o pâine binecuvântată, ci este împărtășanie la trupul și sângele Domnului. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu atos Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat însuși prea curat trupul Tău și însuși prea cinstit sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința, și mă învrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine,
spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtași, primește-mă, că nu voi spune dușmanilor tăi taina ta, disertare îți voi da ca Iuda, și ca tâlharul mărturisind, cum strig, primește-mă, Doamne, împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, și spre vindecarea sufletului și a trupului meu. Thank you.
Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Căzută lumina cea adevărată, luată, Spiritul Celes, o frată credință cea adevărată, nedespărțite, sfinte trăiri. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm mărirea ta, că ne-ai împrednicit a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, cu prea onora. Păcătoarele tale taine, întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aliluia, aliluia, aliluia. Drepți împărtășindu-ne cu dumnezeieștile, sfintele preacuratele, cele fără de moarte cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoare lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, îndură-te spre noi! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu darul tău! Doamne, îndură-te spre noi! Ziua toată desăvârșit sfântă în pace și fără de păcate cerând pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Sfințirea noastră și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinirea bisericii tale în pace păzește-o, sfințește pe cei ce iubesc podoba casei tale. Tu pe aceea îi preamărește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi, cei ce nădăjduim întru tine. Pace dăruiește lumii tale, bisericilor tale, preoților și conducătorilor și oștirii țării și tot poporului tău. Că toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit de sus este, coborând de la tine, Părintele Luminilor, și ție mărire și mulțumită și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Acum și până-n viață.
acum citire decretelor de înființare a Eparhiei Greco-Catolice Sfântul Vasile cel Mare de București și denumirea preasfinției sale Mihai ca episcop auxiliar acestei eparhii. În numele preasfintei, celei de o ființă, de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, cardinal Lucian, din harul și mila lui Dumnezeu, prin grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei, arhiepiscop și mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, greco-catolică, în deplină comuniune cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei. Considerând situația ecleziastică și nevoia pastorală actuală a credincioșilor noștri din sudul teritoriului extracarpatic al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, dar și realitatea istorică, socială, culturală și geografică a acestui teritoriu, având consimțământul Sinodului Episcopilor Biserici Arhiepiscopale Majore Române, după consultarea prealabilă a Sfântului Scaun Apostolic al Romei, în conformitate cu prevederile canonului 85, paragraful 1 din Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, prin prezentul decret, se înființează Eparhia Greco-Catolică Sfântul Vasile cel Mare de București, Eparhia Sanctus Basilius Manius Bucarestiensis Romenorum, cu sediul episcopal în București, sufragana Mitropoliei de Alba Iulia și Făgăraș, în vederea mântuirii sufletelor, a întăririi comuniunii cu Biserica Romei, a fidelității față de tradiția Bisericii Române Unite și a propovăduirii Evangheliei în sânul neamului românesc, și se circumscrie pe teritoriul județelor aparținând provinciei istorice a țării românești, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, desprins din Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș. Totodată se dispune ca Biserica Sfântul Vasile cel Mare din București, strada Polonă, să primească statutul și rangul de catedrală a noii eparhii, iar toate parohiile, bisericile, capelele, cimitirele, bunurile imobile sau mobile de pe teritoriul submenționat, ce au aparținut Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, să intre în deplină proprietate și folosința Eparhiei Sfântul Vasile cel Mare de București. În noua eparhie vor fi înscriși toți preoții și diaconii care în momentul publicării prezentului decret au misiune canonică pe teritoriul mai sus amintit. O copie din fiecare document din Arhiva Mitropoliei de la Blaj, care privesc în mod direct noua eparhie, vor fi transferate prin acordul celor doi ierarhi spre păstrare în Arhiva Noii Eparhii Sfântul Vasile cel Mare de București. Dată la Blaj, sediul Curiei Arhiepiscopale Majore, în ziua înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, 29 mai, anul Mântuirii 2014, Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major. În numele preasfintei cele de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăimi, cardinal Lucian, din harul și mila lui Dumnezeu și prin grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei, arhiepiscop și mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, greco-catolică, în deplină comuniune cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei, venerabilului nostru frate în Hristos, prin harul lui Dumnezeu preasfinției sale Mihai Cătălin Frățilă, episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, episcop titular de nove, pace de la Dumnezeu. Ca urmare a înființării noii eparhii greco-catolice Sfântul Vasile cel Mare de București, Eparhia Sanctus Basilius Manius Bucarestiensis Romenorum, în urma procesului electoral desfășurat canonic la Oradea pe data de 8 mai 2014, după primirea consimțământului Sinodului Episcopilor Bisericii Arhiepiscopale Majore, cu acordul și binecuvântarea Sfântului Părinte Papa Francisc, conform canoanelor 85, paragrafele 2 și 4 și 110, paragraful 3 din Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, prin prezentul decret, te numim pe tine, venerabile frate în Hristos, episcop eparhial al Eparhiei Greco-Catolice Sfântul Vasile cel Mare de București. Vă aducem la cunoștință că după luarea în posesie canonică a mai sus numite eparhii, preasfinției voastre îi revin toate drepturile și obligațiile funcției de episcop eparhial
care sunt prevăzute de codul canoanelor bisericilor orientale și de dreptul particular al Bisericii Române Unite cu Roma greco-catolică. Prin mijlocirea preacuratei Doamnei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioarei Maria, a Sfinților Apostol Petru și Pavel și a tuturor Sfinților, în numele Marelui Arhiereu Hristos, cerem prea milostivului Dumnezeu să trimită asupra preasfinției voastre darurile preasfântului Spirit, spre mai mare lauda și mărirea preasfintei Treimi, spre întărirea comuniunii cu Biserica Romei, a fidelității față de tradiția Bisericii Române Unite și a propovăduirii Evangheliei în sânul neamului românesc. Dat la blaj, sediul Curiei Arhiepiscopale Majore, în ziua înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, 29 mai, anul Mântuirii 2014, Lucian, cardinal Mureșan, arhiepiscop major. Vrednic este. 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 Ca să păstorești urma lui Hristos cea încredințată ție și celor ascultători să le fie de la tine toiac de griazim și întărire. Iar pentru cei neascultători și nestatornici să-L întrebuințezi pe El ca toiac de deșteptare, toiac de certare. Vrednic este. 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 Del Figlio e dello Spirito Santo, amato fratello Mihai, sei stato stabilito oggi vescovo nella sede episcopale San Basilio di Bucarest a pieno diritto, in comunione con la sede apostolica di Roma, membro del sinodo della Chiesa greco-cattolica romena, governa, insegna, predica il Vangelo, porta a Cristo e santifica il gregge a te affidato, consumandoti senza tregua nella vigna del Signore per compiere la sua volontà,
per la difesa e il consolidamento della santa unione con il successore dell'apostolo Pietro, per le preghiere della Santissima Madre di Dio e di tutti i santi. Amen. A nome del Santo Padre ti porto tutti gli auguri e la sua benedizione. In comunione cuscaono l'apostolica al Romei, membro al sinodo dei viserici greco-cattolici e romane, con due episcopia in vasa, predica evangelia, porta spre Christos si sfincește turma care ți-a fost încredințată, cheltuindu-te fără rezerve în via Domnului, pentru a împlini voia Lui, pentru apărarea și întărirea Sfintei Unirii cu succesorul Apostolului Petru, pentru rugăciunile preasfintei Maicii lui Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Amin. Eminența voastră, în al preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, ucernici părinți, stimate oficialități, dragi credincioși, astăzi suntem cu toți împreună pentru a ne bucura și a da mărire lui Dumnezeu. Aici, în capitala țării, acum mai bine de 15 ani, pe 8 mai 1999, cu ocazia vizitei sale apostolice în România, Papa Ioan Paul al II-lea săruta în chip spiritual pământul Blajului și își însușea mișcătoarele cuvinte ale marelui poet Mihai Eminescu. Citez: îți mulțumesc, Dumnezeule, că m-ai ajutat să-l pot vedea. Citat încheiat. Doresc să mulțumesc în mod cu totul special în numele întregii biserici catolice din România și în numele meu personal, eminenței sale, cardinal Leonardo Sandri. Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale din Roma. Vă îmbrățișăm cu acea bucurie pe care numai Dumnezeu ne-o poate dărui, atunci când,
Frații se întâlnesc pentru a-L celebra în Euharistie pe Cel care ne unește, Iisus Hristos, Lumina Lumii. Și ne bucurăm pentru că Roma, Maica noastră în credință și în simțirea noastră ca popor, ne trimite prin prezența eminenței voastre binecuvântarea urmașului lui Petru, Sfântul Părinte Papa Francisc, în acest moment istoric pentru biserica noastră. Aici, la București, Biserica Blajului Unită cu Roma mărturisește felul în care credința catolică și cultura țării noastre pot să viețuiască împreună și pot să aducă roade bogate sub inspirația valorilor perene ale Evangheliei. Pe data de 22 noiembrie 1911, arhiepiscopul Raimund Netzhammer, cel care a ridicat acest lăcaș închinat Sfântului Vasile cel Mare pentru românii greco-catolici stabiliți în vechiul regat, scria, citez: acestei mică și dragă biserică îi închin cu bucurie strădaniile și grijile mele ca ea să devină un adevărat centru religios al tuturor românilor uniți din București. Citat încheiat. Mulțumim cerului pentru faptul că astăzi se împlinește acest dor al arhiepiscopului Netzhammer și al nostru al tuturor, prin înființarea noii eparhii greco-catolice de București și instalarea primului ei episcop în persoana preasfinției sale, preasfințitului episcop Mihai. Se bucură împreună cu noi Maica Sfântă, ocrotitoarea patriei noastre, în a cărei grădină îl întâlnim mereu pe Iisus cel înviat. Se bucură vlădica Vasile Aftenie și vlădica Tit Liviu Chinezu, episcopi martiri, slujitori ai acestei biserici de pe strada Apolonă, care au confirmat prin sacrificiul lor în temnițele comuniste fidelitatea bisericii noastre față de Iisus Domnul. Lumină din lumina Lui, putere din jertfa Lui, dăruire din dragostea Lui. Și totodată împreună cu ei se bucură toată ceata de mucenici și mărturisitori ai bisericii noastre, care, așa cum amintește Sfântul Ioan Paul al II-lea în scrisoarea apostolică publicată în anul 2000, cu ocazia celui de-al treilea centenar de la unirea cu Biserica Romei, citez: vin din strâmtorarea cea mare și și-au spălat veșmintele lor și le-au făcut albe în sângele mielului, care sunt înaintea tronului lui Dumnezeu și mijlocesc pentru poporul lor, bucurându-se din partea acestuia de o adevărată și profundă venerație. Citat încheiat. Iubiți ascultători,
am găsit de bine să consacrăm noua eparhie a Maicii cele neprihănite, cea puternică prin ascultare și disponibilitate față de planul lui Dumnezeu. Și reluăm în acest sens cuvintele prin care Arhiepiscopul de pie memorie Raimund Netzhammer descria în 1911 imaginea Maicii Sfinte zugrăvită în apsida Bisericii Sfântul Vasile, catedrală a noii eparhii de București. Și citez: imaginea Maicii Domnului din apsidă este de o mare gingășie și nobilă grație. Micul prunc Iisus tronează în brațele mamei sale, care își întinde mâinele protejând pruncul. În același timp însă le întinde și spre credincioși. Mulți stimați, dragi credincioși ai eparhiei de București, împreună cu ierarhul vostru, veți lua crucea pe umeri cu încredere. Cruce care vă va duce spre bucuria lui Iisus cel înviat. Veți semăna cu El, nu vă va lipsi harul Lui. Iar Maica Sfântă nu va întârzia să vă ofere binecuvântarea sa de mamă. Uniți în rugăciune de mulțumire, îi dorim preasfinției sale, preasfințitului episcop Mihai, îndelungată și binecuvântată păstorire. Maica călăuzitoare, ei îi încredințăm drumul noii eparhii și pe păstorul ei, încredințați fiind că ce e lui cel ce caută împărăția lui Dumnezeu, toate celelalte i se vor adăuga din belșug. Amin. Eminența voastră, cardinal prefect, prea fericirea voastră, înalți ierarhi și episcopi care sunteți prezenți la această manifestare de bucurie. În numele preoților și credincioșilor greco-catolici din București și Vechiul Regat, doresc să adresez un cuvânt cu prilejul instalării preasfințitului Mihai în tronul de episcop eparhial. Prințul Vladimir Ghica, la un an și jumătate după convertirea sa, într-o scrisoare adresată de la Roma prietenului său Ioan Bianu, directorul Bibliotecii Academiei Române, scria: fiți atât de buni să-i scrieți canonicului Bunea pentru a-i cere să-mi trimită un scurt memoriu asupra cererilor rezonabile
sau chiar himerice ale românilor noștri din Transilvania, în măsura în care Roma le-ar putea favoriza. La scurt timp a fost redactat un memoriu în care, printre altele, se arăta: este de lipsă să se clădească cât mai curând o biserică românească unită în București și un mic seminar. Biserica și seminarul să fie puse sub jurisdicțiunea Mitropolitului Român Unit de Alba Iulia și Făgăraș, până când se va putea întemeia o episcopie română unită și în regatul României. Pe acest teren a fost construită și sfințită biserica cu hramul Sfântul Vasile cel Mare în anul 1909. Și iată că acum, după 111 ani, se împlinește și cealaltă profeție, înființarea Eparhiei Greco-Catolice Sfântul Vasile cel Mare de București. Se adeverește cuvântul Domnului: unul este semănătorul și altul secerătorul. Bunul Dumnezeu ne-a oferit privilegiul ca noi să trăim acest eveniment excepțional al bisericii noastre. Putem spune cu psalmistul: strigați de bucurie către Domnul, slujiți-i Domnului cu bucurie. Este o mare bucurie pentru toți preoții și credincioșii din vecul regat, dar se cere din partea noastră strădanie de a fi urmași demni ai înaintașilor noștri. Să dăm mărturie Domnului prin ceea ce este bun în noi, fiindcă ceea ce Dumnezeu ne cere, ne și dăruiește. Vă asigurăm că vom continua să ne rugăm cu o singură gură și o singură inimă pentru a rămâne fideli bisericii și neamului, în deplină ascultare față de Sfântul Părinte Papa, urmașului Petru și Preasfinția voastră, întru mulți ani stăpâni. Înainte de a da citire celor trei mesaje mai importante primite din partea autorităților statului, a președinției, a primului ministru și a prefericitului părinte, patriarh Daniel, fiecare dintre noi a primit la intrarea în curtea catedralei un formular pentru că începem lucrurile cu Iisus din Sfânta Liturghie și le terminăm cu rugăciunea și consfințirea la Maica sa binecuvântată. Acesta este ciclu zilnic al vieții fiecărui om credincios. De aceea, după obiceiul bisericii de altă dată, care a rezistat în închisori nu din putere omenească și merit omenesc, ci prin voia lui Dumnezeu și binecuvântarea Harului, primul lucru ca și episcop eparhial al noii episcopii înființate este, după formula veche a vlădicilor care și-au lăsat oasele prin închisori, consacrarea noastră la inima fără de prihană a Maicii Preacurate. Împreună cu toții, prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărita Doamna noastră, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, cu încredere de fii, venim la tine să ne consacrăm inimii tale neprihănite. Primește-ne, te rugăm, noi fiii tăi, într-o îmbrățișare a iubirii tale de mamă.
fii nouă scut puternic și neînvins de apărare în mărturia pe care o susținem. Pentru Hristos Iisus, Domnul și Dumnezeul nostru, Fiul Tău, și pentru a Lui Biserică, una, sfântă, catolică și apostolică. Fă să se desăvârșească darul lui Dumnezeu într-o neputințele noastre, ca îmbrăcați cu putere de sus, să dăm bună mărturie, neînfricați și neînfrânți mărturisitori și apărători ai dreptei credințe, până la sfârșit. Ție-ți consacrăm viețile noastre și ale credincioșilor, lumea întreagă, biserica, țara și întreg neamul nostru românesc. În genunchi la picioarele tale ne consacrăm în mod solemn astăzi, inimii tale neprihănită, toată eparhia, Sfântul Vasile cel Mare de București, arhiereu, preot și credincioși, ca de acum înainte să domnești pururi peste noi. Fă ca în eparhia noastră să rămână tare și nezdruncinată credința în Dumnezeu, în tine, precum și în Biserica Catolică, în deplină unitate cu Sfântul Părinte Papa. Păstrează pururi trează și sporește în sufletele credincioșilor speranța împărăției cerului. Cu văpaia inimii tale, aprinde în inimile noastre flacăra iubirii de Dumnezeu și a iubirii de oameni. Potolește cu puterea ta ura și vrajba dintre frați, destrămând pururi și în tot locul lucrarea celui rău. Vino în ajutorul nostru și fii apărătoarea noastră în toate primejdiile și ispitele, fii călăuza noastră. Adu-ți aminte, Fecioară prea milostivă, că suntem fiii acelora care nu și-au părăsit credința, preamărind numele Tău de mamă fără încetare. Primește ofranda noastră și du-ne rugăciunea Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca ieșind din luptă învingător cu puternicul Tău ajutor, preacurată Fecioară, să preamărim pe Domnul în toate zilele vieții, închinând prin a Ta povățuire toate puterile ființei noastre, într-o mărturie a Bisericii Greco-Catolice, renăscută în durerile încercărilor. Așadar, cu ocrotirea-ți de mamă iubitoare, să ne învrednicim de chemarea de a intra într-o bucurie a Domnului Iisus și a-L preamări cu tine, împărăteasă și Doamnă, și cu toți îngerii și sfinții, într-o fericire a împărăției sale, împreună cu cel fără de început al său Părinte și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul său Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Inimă neprihănită a Mariei, ne refugiem întru tine. Mesajul președintelui României, domnul Traian Băsescu, cu prilejul instalării preasfințitului Mihai Frățilă ca episcop al eparhiei greco-catolice Sfântul Vasile cel Mare de București, 30 august 2014. Evenimentul de astăzi se înscrie în seria marilor momente pe care Biserica Română unită cu Roma greco-catolică le-a cunoscut de-a lungul istoriei sale. Înființarea eparhiei Sfântul Vasile cel Mare de București, având drept catedrală biserica cu același nume din strada Polonă, și instalarea ca episcop a preasfinției sale Mihai Frățilă, sunt marcate în mod solemn de prezența eminenței sale cardinalul Leonardo Sandri, prefectul Congregației Bisericilor Orientale, reprezentant al Papei Francisc și un mare prieten al țării noastre, și a prafericilii sale cardinalul Lucian Mureșan. Doresc să exprim cu acest prilej festiv întreaga apreciere pentru contribuția pe care slujitorii Bisericii Greco-Catolice au avut-o de-a lungul istoriei la cultivarea și afirmarea identității noastre naționale.
de la reprezentanții școlii ardelene, care au pregătit Marea Unire din 1918, la cardinalul Iuliu Hosu și cei care, asemenea lui, au ales să-și mărturisească credința cu prețul sacrificiului personal, există o continuitate a speranței, a curajului, a statorniciei și a fidelității față de valorile morale esențiale în lumea de astăzi, marcată de tensiune și conflicte. Destinul Bisericii Greco-Catolice Române a urmat îndeaproape momentele dramatice ale istoriei noastre naționale. Între 1948 și 1989, Biserica Greco-Catolică Română, unită cu Roma, a fost supusă persecuțiilor regimului comunist. Cea mai mare parte a elitei sale a fost condamnată la ani grei de închisoare, iar credincioșilor li s-a interzis dreptul de a-și afirma identitatea și credința. După 1989, Biserica Greco-Catolică și-a recăpătat libertatea și demnitatea, fiind în prezent un partener important de dialog al statului român pentru binele comun. Cred că la capătul anilor în care românilor li s-a interzis dreptul la memorie și la exprimarea credinței, am înțeles cât sunt de însemnate dialogul și înțelegerea istoriei din perspectiva cunoașterii și a respectului pentru alteritate. Sunt un credințat că acest moment este un prilej de bucurie pentru credincioșii Bisericii Catolice și doresc să subliniez, odată cu salutul meu călduros, către înalții reprezentanți ai Sfântului Scaun la București, ai Bisericii Greco-Catolice și Catolice din România, solidaritatea de vocație națională și europeană a membrilor comunității dumneavoastră cu națiunea română. Doresc să transmit preasfinției sale, Mihai Frățilă, întâiul episcop al noii eparhii greco-catolice, Sfântul Vasile cel Mare, cu sediul la București, felicitările mele cele mai sincere, însoțite de calde urări de viață îndelungată și împliniri în înalta demnitate care i-a fost conferită. Traian Băsescu, președintele României. Îl invit pe domnul ministru secretar de stat, Victor Opaschi, pentru a da citire mesajului din partea primului ministru. Eminența voastră, cardinal Leonardo Sandri, prea fericirea voastră, părinte cardinal Lucian Mureșan, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolic, înalt preasfințiile și preasfințiile voastre, preasfinția voastră, părinte Mihai, întâiul episcop al nou înființatei episcopii greco-catolice Sfântul Vasile cel Mare de București, preasfințite părinte episcop vicar patriarhal, doamnă ministru, domnule președinte al Federației Comunităților Evreiești din România, domnule președinte al Academiei Române, domnule ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun, distins asistență, începând cu 31 decembrie 1989, data apariției decretului lege numărul 9 privind legalizarea Bisericii Greco-Catolice, am avut șansa de a lua parte aproape la toate evenimentele importante din viața Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolice. Astăzi am onoarea de a transmite din partea primului ministru al Guvernului României, care lipsește din țară din motive binecuvântate, un mesaj. Permiteți-mi, vă rog, să vi-l transmit. Ceremonia instalării preasfințitului episcop Mihai Frățilă constituie un nou și potrivit prilej pentru a evidenția rolul pe care Biserica Română Unită cu Roma, greco-catolică, l-a jucat prin reprezentanții de seamă ai școlii ardelene și prin marii săi ierarhi la cristalizarea limbii literare românești
și a spiritului național românesc. Grație efortului unor episcopi precum Ioan Inocențiu Micu Klein și Petru Pavel Aron, dar și a numeroși prelați și cărturari, Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică a devenit în timp un ferment al dezvoltării culturale, sociale și politice românești. În secolul trecut, numeroși slujitori ai Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică, printre care cei 12 ierarhi ai săi, s-au jertfit în perioada grea a totalitarismului comunist spre binele neamului și al Bisericii, devenind un exemplu de speranță, credință și iubire. Aș dori să evoc și să omagiez figura luminoasă a cardinalului Alexandru Todea, cel care a refăcut, după 1989, marea tradiție a Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică. Așadar, această sărbătoare este nu numai un prilej de bucurie, ci și de omagiere a trecutului glorios al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolice și de reafirmare a rolului istoric pe care această biserică trebuie să-l joace și de acum înainte în istoria poporului român. Vă asigur, preasfinția voastră, de întreaga mea prețuire și considerație, la mulți ani și rodnică arhipăstorire, preasfinții episcop Mihai. Un mesaj din partea întâi stătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, preasfinției sale, preasfințitului Mihai Frățilă, episcop ales al Eparhiei Greco-Catolice, Sfântul Vasile cel Mare. Preasfinția voastră, vă adresăm felicitările noastre pentru numirea preasfinției voastre în funcția de episcop al Eparhiei Greco-Catolice, Sfântul Vasile cel Mare, cu jurisdicție în București și în județele provinciei istorice a țării românești, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Ne rugăm Domnului Hristos, Arhiereul cel Veșnic, să vă dăruiască pace, sănătate și bucurie, precum și ajutorul și harul său sfânt în activitatea pe care o desfășurați în slujba unității creștine, a păcii și bunei înțelegeri între credincioșii greco-catolici și cei ortodoxi. Cu îmbrățișare în Hristos Domnul, Daniel, Patriarhul României. Eminența voastră, Cardinal Prefect al Congregației pentru Bisericile Orientale, vă mulțumesc că ați binecuvântat numele Sfântului Părinte Papa Francisc, sărbătoarea noii noastre episcopii, și instalarea mea ca episcop eparhial, încurajând drumul speranțelor noastre. Duceți urmașului lui Petru, piatra credinței pe care i-a așezată biserica, fidelitatea și gratitudinea mea și bucuria de a fi parte al episcopatului catolic. Bucuria și gratitudinea mea și fidelitatea întregii mele turme. Vă mulțumim cu toții din inimă. Prea fericirea voastră, Părinte, Cardinal Lucian, vă mulțumesc pentru ajutor și sprijin, pentru răbdare și înțelegere, pentru cuvintele de suflet, dar mai ales pentru acel simț al paternității gratuite din partea dumneavoastră, care nu mi-a lipsit niciodată la bine sau la greu. Binecuvântarea și prezența preafericirii voastre aici astăzi este semnul comuniunii și al compasiunii în credință, pentru care cu toții vă suntem recunoscători. Mulțumiri și gratitudine nunțiului apostolic, arhiepiscopilor, episcopilor, cei din Conferința Episcopală Română, din Sinodul Bisericii noastre, din oaspeții din străinătate. E o susținere de rugăciune, în primul rând, prezența dumneavoastră aici, alături de noi. Aș vrea să mulțumesc celor care au trimis astăzi aceste mesaje,
domnului președinte al României, primului ministru, în mod special un salut plin de afecțiune față de domnul ministru secretar de stat, profesor Victor Opaschi, omagiu și mulțumiri pentru încurajarea și amabilitatea de a fi primit la nici două zile după înființarea episcopiei mesajul prefericitului Părinte Patriarh Daniel și pentru asta doresc să transmiteți prefericitului mulțumirile și recunoștința noastră. Evanghelia nu se răspândește datorită puterii omenești, ci dăruirii și jertfei. Propovăduirea Evangheliei, spune Sfântul Pavel, nu stă în cuvinte de înduplecare ale înțelepciunii omenești, ci în adevirea Spiritului și a puterii. Credința voastră să nu fie în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu. Știm cu toții că a subscrie adevărului înseamnă adesea să ne simțim singuri, dar mai înainte de noi a fost singur pe cruce Iisus. Lumea o putem înfrunta, dar numai prin credința în cruce, credință față de răbdarea lui Hristos, dar și față de drumurile umilitoare unde trebuie să pășim și care ne păstrează gustul și nevoia de Dumnezeu. Pentru a face însă binele, a rămâne cinstiți sau a refuza compromisurile cu răul, trebuie credință, credința că nu se termină toate aici pe pământ. Atunci perseverența prin cinste va permite ca adevărul și valorile lui Dumnezeu să devină reale, chiar și fără aplauze, fiindcă binele este mult mai contagios decât răul. Sunt multe suflete care ar putea spune azi ce rost are să mai fi perseverent. Să nu uităm însă că binele și dragostea au prețul fidelității la această cruce a Domnului, care ne-a mântuit pe toți. Cele mai mari persecuții contra spiritului creștin nu sunt inspirate de necredincioși sau de indiferenți, ci de aceia care se pretind a fi de partea binelui și care se furișează prin viață atunci când le este arătată minciuna în care trăiesc. Sfântul Părinte Papa Francis spunea că a te ascunde în spatele răspunsurilor ușoare, a frazelor preconcepute, a legilor, dar și a regulamentelor, este nu numai o siguranță aparentă, dar o ispită extrem de periculoasă pentru societate și chiar și pentru biserică. Credința prin natura sa, ne spune Papa Francis, nu este concentrată pe sine, ci tinde să se răsfrângă în afară, caută să iese în întâmpinare, să se facă înțeleasă, să nască mărturie, să dea ființă misiunii. În acest sens, credința ne face în stare să fim în același timp curajoși și smeriți în mărturia de speranță și iubire. Dragi credincioși și dragi pelerini care ați venit astăzi, fără paradă, din simpla bunătate a inimii, va fi bine și azi, dacă vom reuși să investim în acele locuri ale vieții unde recesiunea nu poate să ajungă, în comori care nu pot fi răpite de nimeni, dar nici atacate de moli sau de rugină. Și putem câștiga în omenie prin puterea rugăciunii, care e incomparabil față de tot ceea ce calculele omenești ar putea să prevadă. Au știut-o toți aceia care l-au urmat pe Hristos, indiferent de greutățile vieții. Să umblăm așadar cu Dumnezeu și să avem o viață fără de reproș. Mulțumesc în mod special tuturor acelora care au simțit să fie aproape în aceste zile, s-au rugat și și-au dat prinosul de credință și caritate. Credincioși, credincioase, călugări, călugărițe, pe teritoriu avem și călugări, călugărițe, Congregația Inimii Neprihănite, din teritoriu, dar și din Ardeal, aici prezent sau unit sufletește pe calea radioului sau a televiziunii. Încredințăm speranța acestei zile de bucurie pentru Biserica Unită în rugăciune împreună cu Sfânta Maria și cu acel adevăr pe care Hristos ni-l lasă, moștenire vie, nu te teme, turmă mică, fiindcă i-a plăcut Domnului să-ți dea ție împărăția, nu împărăția acestei lumi, nici stăpânirea acestei societăți, ci împărăția lui Dumnezeu. Îți este de ajuns harul meu. Harul se desăvârșește în neputință. Fie ca noua episcopie greco-catolică
a Bucureștiului să ne ajute să simțim pe noi pulsul patriei de la centru, să înțelegem și să asumăm cu grijile sau bucuriile vieții și mai ales să unim acest centru cu adevăratul centru al vieții noastre, Iisus, Lui să-i fie mărirea și cinstea în vecii vecilor. La benedizione del Signore scenda su di voi con la sua grazia e il suo amore per gli uomini in ogni tempo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Binecuvântarea Domnului să vină peste voi, cu al său dar și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, speranța noastră, mărire ție! Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt și acum și pururea și în vecii vecilor! Din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale celui întru sfinț, părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfântului Vasile cel Mare, ocrotitorul acestei catedrale și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.
Când ai sub cruce